Astăzi este într-adevăr o zi importantă pentru noi cei de la Metropola TV. Împlinim 2 anișori. Dincolo de asta, este o zi importantă pentru noi toți ca români. Din perspectiva creștin-ortodoxă, vrem să aflăm câteva informații în această dimineață, pentru că așa v-am și obișnuit de 2 ani de zile. Iar alături de noi se află în această dimineață Vlad Rădulescu, teolog. Bună dimineața, bine ai revenit. Bine ai revenit la noi. Bună dimineața, bine v-am regăsit. Da, într-adevăr, astăzi este o zi foarte importantă pentru creștinătate, mai ales pentru creștinătatea ortodoxă, și anume în data de 15 august se sărbătorește, se prăznuiește sărbătoarea adormirii Maicii Domnului. Totodată astăzi este o zi de un prilej de bucurie pentru noi, pentru că astăzi Metropola TV face 2 ani de la înființare. Un proiect fantastic, un proiect frumos, plin de energie, plin de oameni cu chipuri luminoase. Și pe această cale, la mulți ani și la cât mai mulți ani de activitate. Doamne ajută, așa să fie. Mulțumim tare mult. Totodată le urăm la mulți ani celor care poartă numele și oare ocrotitoare pe Fecioara Maria, pentru că, după cum am spus, este o zi, un prilej deosebit, fiind una dintre cele mai mari sărbători ale bisericii noastre creștin-ortodoxe.